Penultimul atribut al pruncului din Iezle sau penultimul nume din acest verset pe care l-am citit inițial, Isaia 9 cu 6, este Părinte al veșnicilor. Și aici nu vreau să stăm foarte mult timp, nu vreau să pierdem foarte mult timp cu acest lucru, ci doar vreau ca să aduc înaintea voastră promisiunea Lui. A venit pe pământ, a înfăptuit atâtea și atâtea minuni, a putut să arate că este un Dumnezeu tare, că este Dumnezeu al minunilor, că este un sfătuitor bun, cum am vorbit adineauri, și a mai putut să mai facă un lucru, și anume să spună că nu ne lasă singuri. Și când s-a înălțat la cer, a spus că merge la Tatăl ca să pregătească un loc, pentru că acolo unde este El, să fim și noi. Desigur că fiecare dintre noi ne imaginăm acest loc într-un mod extraordinar. Și bine facem. Bine face, pentru că știm încotro vrem să mergem, știm unde vrem să ajungem, știm că acest loc minunat există, știm că vom fi împreună cu El moștenitori acolo, dar mai știm un lucru, știm că nu ne-l putem imagina într-atât de frumos încât El chiar este. Un loc în care vom fi părtași, un loc în care vom lua masa împreună cu Domnul, un loc în care vom cânta tot timpul laude și ne vom închina în continuare sau o veșnicie înaintea lui Dumnezeu. Vom spune și noi împreună cu ceilalți sfinți: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul Atotputernic. Pentru acest loc mă pregătesc, pentru acest loc lupt, acest loc îl am în inima mea, pentru acest loc am un dor în interiorul meu și o dorință de a ajunge acolo. Pentru acest loc, pentru veșnicie, pentru străzi de aur, pentru locul în care să stau alături de Dumnezeu, pentru locul în care să îi cânt laude Lui, locul în care să mă închin Lui. Mă pregătesc pentru acest loc, lupt pentru a câștiga acest loc, lupt pentru a moșteni împreună cu tine acest loc. Și am spus împreună cu tine, pentru că îmi doresc ca să fim împreună și acolo sus. Vreau ca să te încrezi în Dumnezeu că această promisiune este valabilă și pentru tine, așa cum este valabilă și pentru mine. Așteptăm veșnicia. Și bătrânii noștri spuneau pe vremea lor, și mai spun și acum, Maranata, și se răspundea să fim gata, să ne întâlnim cu Părintele Veșnicilor, Domnul nostru.